În perioada 16-17 august, Consiliul Județean Dâmbovița, cu sprijinul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița, va organiza festivalul Peștera Padina, ce se va desfășura în zona de la cabina Peștera din Masivul Bucegi. Evenimentul are ca scop promovarea potențialului turistic din Masivul Bucegi, realizarea unor spectacole și a unor momente culturale inedite, educarea participanților în protejarea mediului înconjurător și practicarea mișcării în aer liber. În data de 16 august, începând cu ora 15, folclorul și muzica de petrecere vor asigura o atmosferă festivă, printr-un spectacol susținut de Orchestra Populară Chindia, dirijat de Ionuț Dumitrescu, alături de binecunoscutul interpret al Introcan, împreună cu solistele lor Loredana Dobrescu Chirali, Ioana Pavelescu, precum și cu acordeonistul Marian Matescu. Celebrul artist Paul Surugiu Fuego va susține de asemenea un concert cu bandul său. Pe data de 17 august, începând cu ora 15, va avea loc un concert ai cărui protagoniști sunt vița de vie și love bite.